biserică. Venit la Rugoș la o lansare a prietenului George Popovici, tot în calitate de editor, dar atunci pus undeva la colț în tine, m-am trezit că cineva îmi strecoară o carte în mână. M-am uitat, era Nicolae Tom. Am băgat un buzunar, era vremea mai rece, aveam buzunare mai largi, am băgat-o și mi-am văzut de ale mele. În tren la întoarcere, am scos, am simțit că am cartea în buzunar și am scos. Am citit-o până la Timișoara, o dată și jumătate. După ce am citit cartea, era Garnizoanele Somnului, am zis așa, a mai apărut un poet bun în Banat, să nu-l pierdem. Știindu-l pe Nicolae Toma, un tip sucit și refuznic ca profil, m-am gândit să-l agăț, să nu se depărteze, să-l calce roata timpului. Pentru că la noi, la generația noastră, asta e marea problemă. N-avem de unde muri. Și l-am rugat să-mi dea poezie pentru orienta timp. Să țin cumva în priză. Într-un târziu, am ajuns la concluzia că putem scoate. L-am întrebat dacă are material pentru un volum și am ajuns la concluzia amândoi că putem să-i scoatem un volum. Mi-a dat material din epoci diferite și din trăiri diferite, dar cu chiar, ceea ce contează foarte mult. Ca să-mi verific că nu am reușit, mi-am zis să fac un test. Și m-am gândit să apelez la cineva care poate să zică da sau nu, pentru coperta a patru. Și așa am ajuns la domnul profesor Simion Dănilă, care este unul din reperele importante ale literaturii bănățene din acest moment, un om pe care o respect și la care țin foarte mult. Avem puțin ca el și trebuie să fim atenți la ei. Și domnul profesor a spus da. În momentul ăla am avut o ușurare. Eram doi. Când îți spun doi că ești beat, te duci și te culci. Dacă îți spun acum Tomiță că e poet, înseamnă că este. Sunt foarte bucuros de această copertă a patra, pentru că ea undeva îmi confirmă ceea ce am gândit eu când am citit Garnizoanele Somnului. De acum, Nicolae Toma nu trebuie decât să scrie. Pe noi ne-a mâncat jurnalistica. Am luat o raznă după Revoluție, am vrut să îndreptăm lumea. Numai că lumea nu vrea să treacă strada. E cam bancul ăla cu bulă care făcea fapte bune. Degeaba ne chinui, se tragem pe partea cealaltă, fiecare în felul lui, evident. Nu am reușit. Dar am pierdut foarte mult timp și energie. Și scrisul la ziar, mai ales la Cotidian, de exemplu, te stoarce, te termină. Nu mai poți să faci altceva. Și atunci îi recomand cu căldură să practice ceea ce practic eu, înșelătura săptămânală. E o chestie de igienă mentală și în același timp să nu uite că este poet și să scrie. Este un personaj, cum să vă zic, fiecare de aici din această sală îl cunoaște. Fiecare de aici are o poveste despre el și poate să spună. Vă dați seama ce carte reși, dacă noi toți și din această sală am povestit ceva despre el. Este un om care a trecut prin foarte multe. Este un om care are foarte multe încă de spus. Dar e bine să o facă pe teren literar, pentru că nu mai are timp. Vin valurile din spate de unii care înjură, alții pe urmă care înjură, care cei pe care înjură și așa mai departe. Pășim niște drepte care nu mai sunt așa de multe. Îi urez ca din acest moment să ia în serios. Nu știu, de cea mai frumoasă din lume. Vă mulțumesc!